Știai că există peste 100 de milioane de microbi ce trăiesc într-un singur măr și alte sute de milioane ce trăiesc pe cartela de acces de la serviciu? Însă cât despre scaunul de toaletă, sunt mult mai puține bacterii decât ai crede. Microbii sunt pretutindeni, dar nu totul se rezumă la ei. Ești în mare grabă către muncă, dar brusc simți nevoia să mergi la toaletă. Ești departe de casă cât și de birou și simți că nu poți rezista prea mult. Folosești o cafenea, fugi la baie, deschizi capacul de la toaletă și te blochezi. Te întrebi cine a stat aici înaintea mea, câți germeni sunt pe capacul toaletei. Apoi, ca toată lumea bună, rup mai multe bucăți mici de hârtie igienică și acoperi capacul de toaletă sau pui o bucată mai mare în formă de V. Numai după ce faci asta te așezi în sfârșit. Sună familiar, nu-i așa? Cu toții facem asta. Avem vești bune și vești proaste pentru tine. Vestea rea este că hârtia igienică nu te va proteja de germenii care trăiesc pe vasul de toaletă. Vestea bună, data viitoare nu vei mai irosi timpul încercând să acoperi capacul toaletei. Adevărul este că hârtia igienică nu este un obstacol real pentru germeni și bacterii. Mai degrabă absoarbe umezeala, ceea ce o transformă într-un loc perfect pentru microbi. În schimb, pielea este mult mai de încredere decât hârtia igienică. Organismele microscopice nu pot trece de ea. Nu ai de ce să te îngrijorezi atât timp cât capacul toaletei este uscat și nu ai o rană deschisă pe posterior sau în spatele coapselor. Dar dacă încă ești îngrijorat, cea mai bună opțiune va fi să folosești șervețele dezinfectante. Scaunul de toaletă este de fapt mult mai curat decât alte locuri dintr-o baie publică. Majoritatea bacteriilor trăiesc în locuri pe care oamenii le ating cu mâinile nespălate, adică chiuvetele, clanțele sau în rolele de hârtie igienică. Când îți termin treaba la baie, închide capacul de toaletă înainte să tragi apa. Apa curată se amestecă cu murdăria, iar stropii zboară pe toate suprafețele, contaminând totul din jur, pereți, podea și tot ce se află în apropierea toaletei. Într-un fel, te așezi pe mai multe bacterii atunci când acoperi capacul cu hârtie igienică. Spală-te pe mâini cu apă caldă și săpun pentru 20 de secunde. Nu închide robinetul cu mâna, folosește un șervețel sau un prosop de hârtie și încearcă să nu atingi nimic cu mâinile în drum spre ieșire. O altă întrebare importantă, cum să îți usuci mâinile? Folosind prosoape de hârtie sau uscătorul de mâini? O mulțime de microbi trăiesc pe ambele, dar prosoapele de hârtie sunt mai sigure. Uscătorul de mâini împrăștie germenii atât pe mâinile tale cât și în împrejurimile băii. Sau, cel mai simplu, de asemenea o altă metodă folosită de toată lumea bună, șterge-te pe proprii pantaloni. Ușurat, în mai multe moduri, părăsești baia și te îndrepți către muncă, dar când ajungi acolo, nici măcar nu realizezi că tocmai ai intrat într-un loc mult mai murdar și anume propriul birou. Conform multor studii, spațiile de birouri adăpostesc de câteva sute de ori mai mulți microbi decât capacele de toaletă, numărul acestora ajungând la câteva miliarde. Mulți oameni mănâncă la locul de muncă. Este dificil de scos frimiturile care cad pe tastatură și astfel devine un loc perfect pentru răspândirea și înmulțirea germenilor. Oamenii din jur înrăutățesc mai mult situația. Unii nu simt nevoia de a se spăla pe mâini regulat, iar alții sunt puțin bolnavi. Dacă ai putea să vezi câți microbi și germeni există în realitate cu proprii ochi, nu ai mai călca niciodată la locul de muncă. De asemenea, foarte multe bacterii locuiesc pe cartela de acces. Potrivit oamenilor de știință, numărul germenilor de pe ea poate fi de câteva sute de ori mai mare decât bacteriile și microbii care trăiesc pe jucăria animalului tău de companie. Dar nu te îngrijora prea mult despre acest subiect. Dacă sistemul tău imunitar funcționează corect, acești microbi nu-ți vor face niciun rău. Desigur, există superbacterii și virusuri periculoase, ca și cele cu care ne confruntăm în această perioadă, care înfrâng sistemul imunitar al omului, putând rezista multor antibiotice, deci cel mai bine este să consulți un medic dacă te simți rău. Igiena de bază ar trebui să ajute la evitarea îmbolnăvirii, deci încearcă să urmărești aceste reguli simple. Nu-ți atinge fața cu mâinile, în special ochii și nasul.
Spală-te frecvent pe mâini cu apă caldă și săpun. Apropo, săpunul antibacterian nu este cu mult mai bun la eradicarea bacteriilor decât cel comun. Mai degrabă usucă pielea fără un motiv anume, deci folosește săpunul normal. Folosește șervețele uscate și gel antibacterian, în special înainte de mese. Dacă ești bolnav, folosește întotdeauna o mască de față pentru a evita împrăștierea bacteriilor și îmbolnăvirea oamenilor sănătoși din jurul tău. Unele alimente te pot ajuta la eliminarea germenilor intestinal dăunători, acestea fiind miere naturală, usturoiul, zmeura, afinele, căpșunile, ceaiul verde și broccoli. Da, mama ta a avut întotdeauna dreptate, aceste alimente sunt bune pentru sănătate. Bea apă proaspătă și încearcă să-ți suplimentezi alimentația cu vitamine, dar consultă un doctor înainte de administrare. Amintește-ți, cel mai bun protector al tău împotriva germenilor este propriul corp. Haideți să revenim la scenariul nostru. Ziua ta de lucru s-a terminat și folosești transportul public pentru a ajunge acasă. Cel mai murdar loc dintr-un vehicul de transport public este balustrada și mânerele. Sute de oameni se sprijină de acestea cu mâinile goale, deci încearcă să nu le atingi prea mult. În cele din urmă, ajungi acasă și deschizi ușa. Te gândești, aici voi fi în siguranță, dar nu, nu ești. Și casa ta este plină de germeni, iar toaleta este cel mai curat loc din casă. Uite unele dintre cele mai infestate locuri cu microbi. Gamepad-urile. Cu cât mai mulți prieteni inviți acasă pentru a vă juca pe consolă, cu atât mai multe bacterii ajung pe gamepad-uri. Dar nu da vina întotdeauna pe invitați, tu lași mai mulți germeni pe ele pentru că te joci mai des. Îți amintești de câte ori ai pus mâna unsuroasă pe gamepad după ce ai luat o gustare în timp ce te jucai? Acea grăsime alimentară ajută la dezvoltarea bacteriilor și cel mai probabil nu cureți niciodată gamepad-urile atunci când faci curat în restul casei. Telefonul mobil. Acest punct este destul de clar, sunt rare momentele atunci când îți lași smartphone-ul din mână. Ar putea fi mai multe bacterii pe ecranul propriului telefon decât pe talpa teneșilor cu care ai ieșit afară la fotbal. Capacul de bucătărie. Toate alimentele pe care le tai pe el, să spunem că mărunțești niște dovlecel și uiți să-l speli. În acest caz, bacteriile se vor agăța și vor sta pe toate alimentele pe care le vei toca. Capacul de bucătărie din lemn reprezintă un risc ridicat pentru că bacteriile pot penetra fibrele lemnoase și să rămână acolo chiar dacă îl speli foarte bine. Nu clăti capacul de bucătărie doar cu apă de la chiuvetă, este cel mai neindicat lucru. Spală-l cu detergent de vase, dar cu mare atenție să nu ratezi vreun colț pentru că microbii se vor înmulți imediat și tot capacul va fi infestat în scurt timp. Blenderul. Ironia aici este că un shake sănătos de proteine sau un smoothie poate fi totodată o sursă de bacterii dăunătoare. Problema este că într-un blender mâncarea rămâne blocată în locuri greu de ajuns, în special între lame. Nu fi lene și curăță blenderul cel puțin o dată pe săptămână sau înainte să-l folosești pentru un smoothie delicios. Capul de duș. Microbii se acumulează și prosperă în interiorul dușului și riști să respiri sau să înghiți bacterii atunci când te speli. Acest lucru este în special periculos pentru oamenii cu un sistem imunitar slăbit. Ca să eviți riscul contaminării, poți porni apa de la duș cu un minut înainte să te speli și curăță regulat orificiile prin care iese apa pentru a reduce numărul germenilor. Buretele de vase. Doar 7 zile sunt suficiente pentru a permite bacteriilor să se acumuleze într-un număr destul de mare într-un burete de vase. Gândește-te puțin, în cele din urmă este doar un loc umed, moale și cald unde se găsesc bucăți microscopice de mâncare. Cred că tocmai ce am descris paradisul microbilor și al bacteriilor. Folosește detergent de vase antibacterian pentru a distruge vacanța germenilor. Stoarce și usucă buretele pe cât de bine poți și schimbă-l o dată pe săptămână. Locul tău favorit din casă este totodată și cel mai murdar, frigiderul. Una dintre principalele surse de bacterii este ambalajul alimentelor. Mii de oameni trec pe lângă produsele pe care le cumperi din supermarket, iar unii le ating și le pun înapoi pe raft. În special, carnea negătită reprezintă un real pericol dacă a stat pentru o perioadă lungă în frigider. Încearcă să o acoperi sau să o pui la distanță de celelalte alimente pentru a evita răspândirea microbilor.
spală rafturile și ușa frigiderului în mod regulat. Totuși, printre sutele de milioane de bacterii, sunt și unele sigure care nu provoacă niciun rău omului. Multe dintre acestea lucrează pentru binele corpului tău și ajută sistemul imunitar. Microbii sunt responsabili pentru toate procesele biologice de pe pământ, deci nu sunt doar răi. Acum știi ce lucruri merită curățate în special. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!